Alegerile pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal Suceava vor avea loc în data de 8 iunie. Cu toate că aceste alegeri ar fi trebuit să fie organizate în toamna acestui an, șeful PNL Suceava, Alexandru Băișanu, a anunțat că Biroul Permanent Național al Partidului a stabilit că acestea să aibă loc la începutul lunii viitoare. Cel care și-a depus candidatura până în prezent este actualul lider al liberalilor suceveni, Băișanu. Pe data de 25 se vor termina alegerile în întreg județul, în toate cele 114 unități administrative din județul Suceava, iar pe data de 8 iunie vor avea alegeri la nivel de județ în cadrul Partidului Național Liberal. 8 iunie. A fost hotărârea Biroului Național care a stabilit datele alegerilor pentru toate organizațiile din România. Personal, da, mi-am depus de foarte mult timp candidatura. Evident, orice membru al Partidului Național Liberal poate candida. Este chiar invitat să o facă, atâta vreme cât consideră că poate să ofere Partidului Național Liberal un plus de valoare cu această candidatură. Și sunt convins că avem membri valoroși care pot face lucrul acesta. De asemenea, acesta a declarat că tot pe 8 iunie vor avea loc alegeri și pentru funcțiile de vicepreședinte și pentru noul birou județean al PNL Suceava, care poate avea maxim 29 de membri, la care se adaugă parlamentarii liberali. La conferința județeană de alegeri vor participa aproximativ 500 de delegați liberali din toate organizațiile PNL din județul Suceava.